zilele trecute mă uitam pe Instagram și am văzut o rețetă de gogoși spaniole, churros. Da. Erau gătite de o tipă blondă, nu-i știu exact numele, dar m-a inspirat și am vrut să gătesc chiar astăzi. Și ce credeți, tocmai ea a venit astăzi la noi, Ana Ciornei, a venit cu rețeta de churros. Bună dimineața, da, am postat zilele trecute o rețetă de churros. Churros. Care a devenit foarte popular. S-a zis churros. Churros adevărat? Mm. Pe churros. Deja are 1,5 milioane de vizualizări. Bă, churros. Înseamnă că vă plac. Churros, ultima oară am mâncat în Spania, cred. Exact. Le făcea și mama mea Diana, churros. Ana, dă-ne rețeta, te rog, dar exact, gram cu gram, te rog. Rețeta, să știți că nu este una originală, pentru că în Spania se face doar cu făină, apă și sare. Eu am mai pus pe lângă și un pic de unt, un pic de zahăr și două ouă. Deci fără drojdie? Fără drojdie, da, este un aluat opărit. E ca un fel de ecler, doar că drojdie. Deci vine de la club. Deci fără drojdie? Seamănă mai mult cu un ecler decât cu o gogoașă, doar că e prăjit. Da, aia gustos. Același tip de aluat. Hai să le spun celor de acasă cum putem să-l facem exact. Pui apă în oală, pui o linguriță de zahăr, un pic de sare, după ce se încinge și se topește și untul pe care îl pui odată cu apa. Cam cât unt? Pui 30 de grame de unt, cam o lingură, cam așa de unt, și apoi ceri făina peste. Amesteci bine și se va închega așa, se face un aluat super dens, pe care îl amesteci apoi în mixer cu două ouă și tot ce trebuie să faci după aia este să-l pui într-o pungă de poș și să-l pui în ulei fierbinte. Nu, și desigur să faci o postare. Da, și se... desigur. Astfel de postare ar trebui interzise noaptea, da? Nu ies în forma asta. Asta vreau să întreb, ăștia sunt mai subțiri, ăștia sunt mai groși, cum? Ai diverse tipuri de poșuri, da? Cu capete stelate mai groase sau mai subțiri. Poșuri înseamnă ca și pungile alea așa, de patiserie. Iar ăștia se cheamă în partea de sud a Spaniei calentitos, iar ceilalți se cheamă churros, da? Sunt mai multe tipuri. Astea sunt churros și calentitos. Da. Calentitos sunt un pic mai mari și se găsesc în Andalus. De aici și alințăm. Da. Calentitos sunt din ceva mare. Trebuie să plecăm în Spania, să gustăm și acolo. Deci, foarte bună. Și cu scorțișoara asta pe deasupra e... Exact ce trebuie. Și se servește de obicei în dimineața cu cafeluță. Pe deasupra. Nu are puțin scorțișoară. Are un pic de scorțișoară. După ce prăjești, dacă e zahăr cu scorțișoară. Crezi că putem să le luăm la școală? Nu, că au zahăr. Dar merg cu căpșuni? Poți să mergi, chiar, faci cu căpșuni sau poți să-i faci sărați, poți să-i servești cu salsa. Cât timp ți-a luat să faci, de exemplu? De când te apuci până când poți să nu mai de exemplu, mi-a luat astăzi cam 40 de minute de la cap la coadă ca să-i prăjesc pe toți. La cât te-ai trezit astăzi? La 6 dimineața pentru voi. Făceai ciuros la 6:30, nu? Exact. Dacă ți-a luat 40, mie 4 zile. 6 ore mi-a. Factor multiplicator. E ok, că rețeta e de 30 de secunde, dacă o găsești pe internet, pare că e una, două, e gata. Asta e faza, frate, nu mai puneți voi rețete din astea care ne păcăliți cu ele. Stai, trebuie tigaie șmecheră? Nu trebuie nicio tigaie șmecheră, îți trebuie o tigaie cu plină de ulei. Asta trebuie o tigaie, dacă se poate, o tigaie care să le facă singure, să nu mai muncească deloc la ele. Nu există, trebuie să le pui o friteuză, dacă ai acasă, te ajută. Friteuză? Dar poți să te împrietenești cu Ana și îți trimite ea pe Uber, cum s-a trimis-o Bardo. Bună, Ana, ce mai faci? Eu vreau să-mi fac prieteni noi. Tu să știi că de multe ori gătesc rețete pentru blogul meu și rămân cu jumătate de cheesecake de tort. Dați-mi follow acolo pe Kitchen FR și dați un mesaj când vedeți ceva ce vă place, poate trimit acolo un tort. Ce drăguț! E cum era să-ți dăm noi azi noapte la 12 când am văzut story-ul de pe viața, să vedem churros, să-ți dăm mesaje. Da. Mai oricum aduceam astăzi. Semișurile alea le-ai adus tu? Și eu să primesc. Am înțeles. Păi zici că 1,5 milioane ai făcut pe TikTok cu ele? Da, și pe Instagram 600.000. Păi nu mă mai îmbrac în colanții. Ce bine. Asta e secret. Bă, arăți în colanții. Doamne. Ana, ai văzut clipul cu Radu? Permiteți-mi să arăt și invitațiile, să știi invitații. Știu, l-am dat vineri. Lasă, nu, oamenii, arătă mani. Să vadă invitații în ce emisiune vine alături de ce prezentatori. Nevoie. Și o să luăm și o pauză. Nu cred. Tu mergi la sală? Da, mai merg. Faci așa? Nu cu bandă elastică, sunt aparate speciale pentru asta. Mai nebunule. Trebuie să recunosc că sunt invidioasă, eu nu am așa colanți. Bă, dar este bine. Nu așa fost, dar am... Exact. Era e, mă, uite. Am făcut și o ciuros la sală. Da. Vreau să-ți mulțumim. Da. Mulțumesc. Înainte de pauză vreau să îmi spui, Radu, în două cuvinte, cum, câți oameni erau în sală când făceai asta? Băi, le-am spus și colegilor vineri. A fost cel mai dubios și cel mai cringe. Dar știi, fii atent!
sala e pe pătrat. La un moment dat mergeam cu, eram cu Cortea care mă filma și de trebuia să dau colțul, să mă duc către alt aparat. Și după colț m-am întâlnit cu Răzvan de la sală, Răzvan Mare, și cu Flori, reportața noastră, care se antrenau. Pe cuvântul meu, timp de două secunde, n-au vrut să mă salute. Am încercat să prefacă că nu mă cunosc, că a fost... Și-au dat seama că eu am salutat și a fost... Salut, Radu! Am o întrebare, unde te-ai schimbat? În vestiarul băieților, a fost foarte dubios. Mai multe, după o pauză, dacă stai cu noi până la ora 1 la super.